Prieteni, bună ziua! Vreau să vă arăt niște fenomene care au avut loc zilele acestea, chiar zilele acestea. Să priviți! Deci, uitați-vă, vă rog, aici, cât costă prețurile noi la hrișcă. Uitați-vă, kilogramul este de 80 de lei și 43 de bani. 700 de grame, pachetul deja nu mai este de 1 kg sau 900 de grame sau 800 de grame, dar de 700 de grame. Priviți, 56 de lei. Deci în numai câteva zile, de la 28-32 de lei, a sărit la 80 kg. De două ori jumătate s-a scumpit. Și tot așa s-au scumpit toate celelalte crupe. Iată așa, oameni buni, munciți, plătiți, căci aveți de unde. Uitați-vă, priviți. Făina de grâu, care costa 32, acum e 43. 43. Uitați-vă, din kilogram, doar un kilogram ăla extra, deveni 32 de la 18. În două zile. Sper că până în toamnă prețurile se vor tripla, iar la hrișcă prețurile cred că vor ajunge la 160-200 de lei kilogramul. Noroc și pace în țară. În rest, tăceți și plătiți.